cu doar câteva zile înainte de finala celui de al 12, lea sezon, chefii la cuțite. Antena 1 a făcut un anunț care a șocat pe toată lumea. Celebrul show va continua din sezonul următor fără Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Informația s-a viralizat rapid, mai ales pentru că era una oficială, venită chiar din interiorul Antena grup. prin intermediul unui comunicat de presă. Astfel că fanii chefii la cuțite, au reacționat dur pe rețelele de socializare în mediul online cei care urmăreau emisiunea cu mare interes au spus că vor renunța să se mai uite la chefi la cuțite dacă Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu nu vor mai face parte din proiect. Însă pare că bucătarii sunt cei care au renunțat la jobul lor de la Antena 1, potrivit comunicatului oficial al celor de la Antena Group. Cei trei chefi au acuzat o stare de oboseală și au afirmat că nu mai pot participa la filmări. Astfel, producătoarea Mona Segal s-a văzut nevoită să înceapă să caute noi nume de bucătari care să fie la cârma emisiunii. După câteva zile în care s-au vehiculat diferite nume de vedete care i-ar putea înlocui pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin. Dumitrescu, iată că este posibil ca aceștia trei să revină tot ei la chefi la cuțite și chiar mai repede decât ar crede oricine, întoarcerea celor trei chefi la emisiunea de la antena un ar fi posibilă ca urmare a unei clauze secrete pe care ei o au în contract și care spune că dacă părăsesc chefi la cuțite, trebuie să plătească fiecare în parte daune de un milion de euro. Astfel, pentru a nu plăti acea sumă, este posibil ca ei să facă acum cale întoarsă, prejudiciile aduse sunt uriașe, este un pas corect și Firesc ca trustul intact să-i dea în judecată pe cei trei bucătari. Clauzele sunt foarte clare și foarte bine stipulate. Nu există loc de interpretare a legii. Clauzele contractuale se învârt cam în jurul aceleiași sume pentru vedetele de calibru ale antenei 1, un milion de euro. Deci, cel mai probabil, la atât se vor ridica cererile de despăgubire și pentru fiecare dintre cei trei chefii mai există posibilitatea ca avocații ambelor părți să se înțeleagă pe calea miabilă. Însă este greu de crezut că mai există o altă cale, ținând cont de nivelul la care s-a ajuns, a spus o sursă pentru Cancan. -Can.